Președintele și premierul au discutat astăzi despre remanierea executivului. Întâlnirea care a avut loc la Cotroceni vine după ce a apărut informația că președintele Iohannis ar refuza numirea lui Titus Corlățean în funcția de vicepremier. Astăzi a fost publicată în Monitorul Oficial decizia premierului de a o da afară pe Anca Alexandrescu din funcția de consilier onorific. Anunțul a fost făcut încă de marți seara de Viorica Dăncilă, iar Anca Alexandrescu este considerată o apropiată a lui Liviu Dragnea. UDMR s-a alăturat astăzi celor care cer demisia ministrului de externe din cauza organizării alegerilor din străinătate. Corodiotilo, liderul deputaților Uniunii, spune că a venit momentul ca Teodor Meleșcanu să facă un pas în spate. CFR Călători anunță că va funcționa la capacitate maximă pe perioada vizitei Papei Francisc. Pe traseele pe care merg pelerinii pentru a se întâlni cu Sfântul Părinte au fost introduse trenuri suplimentare. Întreaga vizită a Papei în România o puteți urmări pe Mediafax. Nu scăpăm, se pare, de vremea rea. Cea mai mare parte a țării este sub avertizare meteo de cod galben până în această noapte. Așteptăm ploi torențiale, furtuni și grindina. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.